Salutare toată lumea, numele este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta eu cu Rafael o să fac o nebunie. Cuțitul ăsta l-am apucat acum câteva zile, mi-am vândut account, mi-am vândut AVP-ul și mi-am mai băgat eu 50 de euro și am apucat cuțitul ăsta la 250 de euro. Problema e că eu sunt puțin cam nervos, am pierdut din nou niște skin-uri de aici din inventar și m-am gândit să vând cuțitul ăsta la fast buy. Ce înseamnă acest fast buy? Că îl vinzi rapid. Îl vinzi la Valve rapid, se duce înapoi la ei în sistem și îți dă suma de bani rapid, fără să mai cumpere nimeni. Așa că o să-l vindem cuțitul acesta, ți-am zis eu acolo în chat, Rafaele, cu cât trebuie să-l vând. I-am zis eu acolo, da. Rafael, 216 parcă, ceva de genul. O să-l vindem cu 216 euro, case opening-ul ăsta o să fie undeva la 10 milioane, așa că apăsați butonul de like. N-o să mai vedeți așa ceva în România, numai o să nebun așa să deschid. O să deschid cutii, vă spun de la început, nu știu dacă o să pice ceva, dar o să fiu schemuit rău și o să dorm prost în seara asta. Dacă nu vrea să-mi facă o surpriză, o să luăm Chroma 3 case, așa simt eu, așa m-am gândit eu azi noapte. Asta este, se duce oricum îl duceam astăzi sau mâine, mă învăț minte și deschidem cutii. Hai să vedem, aruncați like aici, măcar să văd 10.000 de like-uri pentru 10 astea milioane, oh, pentru car. Fiecare milion de bun, deci noi nu filmăm. Acum când dau drumul la filmare, văzut Gabe în OBS-ul deschis. Hai să-i dăm acum, zice. Da? Ce dracu glume proaste fac și eu cu Gabe. Hai să-i dăm. Ce dracu să-mi dea nici scutecele alea de copil pe care stă eu, nu mi-e dat. Termină dracu cu slow spin-ul ăsta. La 2 lei, băga mea și picioră să-mi bag în tine. Iar tu fiu mare. Ce dracu să dea nenorocitul de Gabe, mă, niște scutece de alea venite pe mână. Ia uite, bă, pun ăla, mai am două cutii. Mai arată niște roșii așa și de mi le dai. Că ar fi o mare minune, niciodată, niciodată în viața mea nu să mi s-a întâmplat așa. Cum ce melodia de dubstep. Niciodată. Ce dracu să înceapă, mă, bine 50 de euro acolo pe afaire. Bine 50 de euro. Fac ceva. Da, recupera pe arma asta. Ce recupera, mă? Ce a recuperat? 18 euro. Bun. Frate, armă cu statra cu 18 euro și roșie. Ce dracu e asta, mă, Gabe? Îți ia și Steam-ul. Îmi ia Steam-ul, mă, îngroapă în taxe, pana mea. Hai să văd dacă pot să văd pe fast. Ce 11, mă? Nici om nu deschide. 7. Nici 7 nu deschide. Ce? Nici 7 nu deschid. 6 cutii mai deschid. Din alea toate mai rămăsei cu 6. Ce disappointing e, bă. Îmi pură 100 de euro, Gabe, în asta, nenorocit. Îmi pură banii din buzunar, nenorocitul ăsta. Și ce-am mai vândut pe Dota. Ce dracu, bă, pură în continuare, Gabe, ești de bun. Sacul lui Gabe nu are margini. Mi Cyrex-ul ăla numit, ești de bun. Trebuie de pe la nas, așa. Nu imaginam că mănușile sunt mai ușor de luat. Totuși sunt niște mănuși. Ce era cum dai, mă, rahatul ăla. De 2 lei. Păi sunt mari, dar deschizi măcar 100 de cutii. Da, ce 100, mă? O să deschid 1000, dracu, că nu mai dă nimic. Mai am două chei. Dă-mi versiunea aia mai bună pe roșu, măcar. Cu statra. Măcar fil teste să fie. Cuțitul ăla nu se vinde. Dar nu mai supăra acum și îl vând la cel mai ieftin de istorie cuțitul. Uite-te și tu cum mă enervează. Unde-te bait cu Shanticos Fire? Sau ce e aia? Wow. Mamă, dacă îmi dă un Shanticos Fire, Statrack, Factory New, bă, îmi tatuez Gabe pe mână, dar nu-ți dă nimic. Ce dracu să-ți dea, îți dă la Mumu. 150 de euro. Dă doare la Floș pe el, că bag eu banii acum. Bă, sunt intrigat la maxim în jocul ăsta. Sunt intrigat la maxim, lumea nu o să înțeleagă de ce. Rafaele. Da. Nu știu, eu sunt intrigat când pierd bani mereu. Deci nu e fan. Nu e fan, dar acum trebuie să recuperez ca la păcănele. Ce dracu, dăm Shanticos Fire Statrack. Îmi dădu prostia aia de armă Battle Scar, cea mai proastă calitate din existența Hunterului. Dă-te dracu, unii au deschis 5 cutii și au apucat 2 cuțite. Eu n-apuc din 200 de cutii. Mă intrigă maxim ce văd, Rafaele. Mă intrigă maxim ce văd. Bă, da, e chiar așa ne-ai simțit omul ăsta?
Frate, am băgat 150 de euro. El nu vede. Doare curpă el, mă. Un joc e 5 euro și eu bag 100 o grămadă bani, mă. Îmi dă un căcat de armă. 2 lei. Mai e o cutie. Nu mai am nici cutie acum. Nici bani să cumpăr. Te dracu de retardat. Ei bă retardatul. Că poate îmi dă și ăsta strike, Rafaele. Nu te aștepți? Îmi dă și ăsta strike, că ea l-a făcut retardat acum și cu ăsta. Nu, da, mă, crede. Gata, Rafaele, s-au dus cheile. S-au mai dus 50 de euro. Ce să mai dea, mă, nu mai cred în minuni, mă. Aaa, eu nu cred în vise. Aaa, eu nu cred în vise. Aaa. Aoleu, ce intrigător e, bă, ce mă intrigă, mă, ce văd. Asta trebuie să coste 300 de euro, după părerea mea. 5 euro. 5 euro. Glumești cu mine, X-Layer. Toma. Nu mi-l da aici, cutia asta, te rog eu. Statrack Factory-ul. Aia rahat. Cuțit în time. Bă, Rafaele, tu la fiecare cutie ești cuțit. Te învăța și ce ai, Statrack Factory-ul. Ultima cutie din gama asta, după iau din gama 2. Nu, îl trec cu puterea să-mi cumpă, să-mi fac picior. Vine cuțitul. Ia! Ce-a fost aia? A mers în luare. A, bă, dracu. Cred că se încărcare cu ce-a tine. Ce-a fost aia? Neon Revolution Statrack. Ăla cred că ar rupe skin-ul ăla. Și Factory New să fie. Îmi iau 500 de euro și plec. Deci cu cuțitul, orice cuțit, cred că orice cuțit aș lua de aici, nu mai mi-acopăr cheltuielile cu el. Uite și tu câte pistole de alea sunt, să nu le ratez, nu? Bă, și-am apucat toate și care am bine. Trebuie să mă țin noroc că am avut deschid. Am vândut tot, Rafaele. Mi-am dat și era să vând și casa. Deschide 33 de minute și nu pică nimic. Na! Hai, tata, hai, tata. Aaaa! E jerpelit! E ca dracu! E muscurit, e de aruncat la gunoi. Doamne ajută să nu fie 200 de euro. Doamne, ce asta e? Well war, pe bune, cea mai proastă. Cea mai proastă, cât e, mă? 364. Dai, ce prostie de puțin. Bă, era bună intenția, mă. Bă, dacă era... Căutăm repede. Căutăm repede rălele, Rafaele. E? Doamne, iar doamne, să mai dea unul. Păi nu e bună la. Nu mai dă nimic acum. Spun eu. Când am văzut lore, mi-am imaginat Statrack Factory New Float 0000. Hai, bă, să fie Statrack ăla, înnebuneam, dracu. Înnebuneam, pur și simplu. Statrack Factory New, doamne, ziceam Money Kicks, pe el scriam. Nu mai dă nimic, aia e, asta e chestia tristă, aia fu. Ba, da, e after party. Dar mi-ar mai da una ca ceva să mai acopăr de gaură. Cred că gata, ăla foarte piu meu. 364 cuțitul ăla.
Merita ala așa ceva. Cât îl dă tu-i pe al meu? 170. Sunt în minus cu mult. Bă, dacă mi-ai mai arădat 1. Să mai mi-ai dat 1, dar nu mai cred că mai îmi dă din cutia asta. Orice cuții se mai îndea, îl pun peste ala, le vând și fac și eu ceva frumos, Rafael. Bă, și îmi place mult de tot lore, mă. Putea să fie orice acolo, mă. Orice putea să fie, mă. Serios, mă, Rafael, spun. Ascultă-mă ce zic, uite, a rămas căcatul ăsta de cotie singur aici. AVP, un AVP statrack mă salvează aici. Ascultă-mă ce spun, un AVP statrack mă salvează aici. Hai. Tata, că de te-ai prăgălit asta de armă. Ia! Stai de unde-i apărut rău? Mamă, câte cutii ai! Asta e tristul adevărat, frate. Orice cuții mi-ar fi dat acum peste a rupi, rupi. €13 mai mult. 5-6 cuții. Nici ăștia nu le deschid, cam 30. Nici 5 cutii nu mai deschid. Ultimul sărac am ajuns. Bă, ce cuții de Tony Micu, dete, mă. De Tony Micu, mă. Dacă eu vând cuțitul ăla și deschid altele, nu o să mai dea nimic după. Da. Bă, dar n-ar mai putea să mai dea un cuțit acum. Dar cred că am o, cred că se limită contul sau ceva, nu mai știu, nu cred. Nu știu ce să zic. Na! What? Oh. What? Holy shit! What? Nu te cred! Star-Trak Factory New Minimal Wear ăsta. Oh. 800 de euro. Well? 800 de euro. Uite ce mi-a dat Gaber, toată colecția lui din, din prispă. Două cuțite. Mă deschide repede una, extrede, că mai pică. Dracu să fiu. What? Nu te cred, nu te cred, mă, bă, două cuțite, mă, tăvălesc pe jos. Cum ar fi să mai dea și al treilea cuțit să fie Star-Trak Factory New de-ala? What? Nu te cred, băi, băi, nu te cred, mă. Nu mai dă ghei, bă, nimic. Bă! Bă, ce se întâmplă, mă, Rafael? 800 de euro ăla și cu la 300 e 1000 și ceva de euro. Te-a devenit zâmbetul, parcă mare. Doamne. Bă, și-mi place mult carambilor. E flexing. Costa. Ce zici, mă, Rafael? Ce zici, că le vând pe astea două și iau unul Factory U? Da. What? Și ăsta? Două cuțite. Te așteptai să mai pice? Uite-te, știu ce e aici. Deci uite-te aici, am deschis de 400 de euro. Uite-te ce e aici, uite-te ce e aici. Uite că zice lumea. Uite, na. Mamă. Mamă, parcă aș mai vrea să mai bag.